Peste 1500 de pachete cu produse de primă necesitate de la Uniunea Europeană au ajuns la Târgu Jiu, iar din această dimineață s-a început distribuirea lor. Cutiile cu simbolul instituției europene conțin produse de primă necesitate, iar beneficiarii sunt persoanele aflate în evidențele Direcției de Protecție Socială. Ei au fost recepționate 1583 de pachete care se vor distribui începând cu astăzi, deci noi deja distribuim de la ora 8 de azi dimineață, persoanelor care se află la noi în evidență cu ajutor social, deci beneficiare de venitul minim garantat și alocație de susținere a familiei. Ce conține? În principal, pachetul cu produse alimentare conține produse de bază și am putea enumera făină, zahăr, mălai, ulei, paste făinoase, conserve de porc, conserve de vită, compot, gem dietetic pentru persoanele care au afecțiuni medicale. Până acum au fost distribuite pachete de la Uniunea Europeană în 6 tranșe. Cadrul programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate, suntem deja la a 6-a tranșe. Deci programul a debutat în 2020 și suntem acum la a 6-a tranșe, iar din câte am înțeles este și ultima. Pachetele care nu sunt ridicate de beneficiarii aflați în evidențele Direcției de Protecție Socială în termen de 45 de zile vor fi redistribuite persoanelor cu handicap în limita stocului rămas.